Haideți, declarați ședința deschisă, dacă... Cine? Da. Bine, imediat. Nu contează, bine. Deci, dacă sunt obiecțiuni la procesul de sau de la ședința trecută, domnul Găpureanu? Noi. Da? Obiecțiuni la procesul verbal de la ședința trecută. Da, să mă mai încoace. Dacă nu este nimic, da... Mai zic, să nu fii de gândit și ca să înțelege. Da, cu vezi, dar nu e de comentat. Da. Dăm cuvântul domnul primar pentru cu asistii ordinea de zi. Da. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan Județul Bacău pe anul 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării componentei Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția drepturilor copilului și a regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. 3. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea execuției bugetare până la data de 31.03.2018. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Balcan Județul Bacău pe anul 2018 la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copiilor și al persoanelor adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local la finanțarea acestor activități. 5. Diverse. Supunem la vot, cine este pentru? Ordine de zi. Când dați exemplu conform unui contract de finanțare, cum mai e la 7.000, ar fi bine, nu e vorba de acum. Mereu, când e vorba de un contract, ar fi bine să-l vedem și noi consilieri. Dar să ne pună bani la contractul. Știu, mi-ar mai spus odată. Nu, dar deci l-ați aprobat contractul ăsta, așa ați avut. Dar nu vorbesc de asta, în general, de toate. Deci trebuie să fie contract pe aici, să-l vadă fiecare. Și viitor, alte contracte care vor mai fi, consilierul trebuie să-l vadă. Dar dacă l-ai avut, nu-i vorba de asta. Deci putea să fie aici, chiar dacă cu alte contracte, când vin, să le vedem și noi. Când pe viitor vor fi multe contracte. Dar au fost două, dar nu l-ați văzut? Da. V-ați interesat cu el, ați venit la primărie? Eu știu asta ar trebui fiecare consilier să deschidă ușa la contabilitate. Dar nu-i mai frumos să fie contractul pus aici să-l studiem fiecare? Tot n-avem nimic de ascuns. Asta e o dorință a mea personală. L-ați avut, l-ați aprobat și mereu, de acum o să mai vină bani. Poate vin, iar trimite un contract. Dar o să mai fie alte contract. Dar vorbim de contractul ăsta. Când o să fie, normal. Când o să fie rugămintea mea, este... Când o aprobat din azi, o să-l aveți la noastră. Rugămintea mea să avem un contract care va fi, de exemplu, Vă mai spun ceva. În momentul ăsta le trimiți cu câteva zile înainte ca să aveți cum să studiați. În momentul când simțiți că lipsește ceva sau aveți neclaritate, doar nu zi-a spus să folosim aceleași cuvinte. Eu ce am vorbit rândul trecut?
sau și acum ce am spus. N-are rost ca consilierul să meargă fiecare la... Dar ce nu are rost? Dacă e interesant. Dar e mai ușor în ședință să spunem același lucru. Dar dacă era pus aici, nu era mai bine. Haideți că nu, am luat. Dar altcineva. O întrebare așa, dar spune, domnule. Ai cu cadar, trebuie mai multe echipii sau mai multe? O să îngrăm unul, dacă un singur echipat. Am 2-3 mașini, nu? Adică da, atât am văzut. Ca să fie minimal... Dar nu poți să fac al doilea. De asta am întrebat, ca să meargă mai rapid, să fie mai multe... Îți fie menciul ăla. Ați încălat frumos să fie de acolo? Nu, de acolo. Așa am considerat și cred că am făcut rău, fiindcă... Da, cum e dacă l-aș spus? De când este preconizat să se termine? Nu. Funcție și privare. Funcție și privare. Bun, spune-mi la vot. Primul punct, cine este pentru? Majoritatea. Punctul 2, domnul primar. Privind aprobarea reactualizării componenței Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția drepturilor copilului și a regulamentului organizare și funcționare al acestuia. Știți, când am avut secretară, deci în comisie, în Consiliul Comunitar Consultativ, au venit doi membri noi, cred că, secretarul comunei David Merinte Simona și Năstase Vica, mediator școlar la școala gimnazială numărul 1 Balcan. Și cred că am dat voie să intervin, cred că și doamna doctor, nu știu dacă până acum a fost în Consiliul Comunitar, doamna doctor... Și doamna doctor, da, a fost. Da, 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 da. Discuții. Nu complet îți lasă ce el își fac treaba. Nu văd pe cum care. Bun, dacă nu e nimeni, spune la vot. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea execuției bugetare până la data de 31.03.2018. La trimestru noi am aprobat, care s-a aprobat. Am fost de acord cu execuția bugetară. Dar, cu vreți, sunt probleme și eu, doamna contabilă, de aici. Discuții. Spunem la vot. Nu? Nu-i nimeni ca să nu? Spunem la vot. Nu-i nimeni ca să nu? Nu-i nu, dar nu e. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Balcan Județul Bacău pentru anul 2018 la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copiilor și a persoanelor adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local la finanțarea acestor activități. Cota noastră care trebuie să o dăm la Consiliul Județean de 35%. Dacă are cineva ceva de... Da. Cine este pentru? Așa, am avut la diverse, nu? Nu. Cum nu? Ba da, da. Avem doi invitați la diverse, dăm cuvântul invitațiilor. Avem doi invitați la diverse. Nu mai ce zic, dacă avem ceva discuțiune. Deci la diverse. O luăm în ordine, da, domnul Gheanu, spune. Gata, da. Domnul primar, am primit o solicitare, o pun de privat de dată pe parcării Nicolae, din Schiepă, de acolo. Verificat becuri la preocuparea tutașului și preparat unii la Chereș Vladimir. Parfene Nepulai. Spuneți-mi pe aceea de ghefuri, ca așa. Dar becuri și de verificat la... A, la altă ieri a venit cineva așa. Sofia, da. Următorul, domnul Hacină. Am primit și eu o sesizare la cetățenii din satul frumoasă, domnul Ivan, chiar de discurs se întâmplă cu tăla aia acolo. Da, pentru copii, da, măsurători, făcuți, da, de la viză, de... Iert, la sfârșitul lunii, dar... Măcar dacă nu se face încercuirea aia, măcar capacul ăla e primăvenă. Da, da, da.
vreau să o fac ca scriitor, să fie o treabă controversă. Atât. Am văzut că la Titel Grăpinoiu s-o lasa mai tare din locul ăla de divol. Deși vorba de asfaltul ăla când o duce. Trebuie intervenit de urgență. Deci la Titel Grăpinoiu. Dar acolo e foarte greu. La ultima ședință care am făcut-o cu prezența oamenilor din Ludaș. Dar el nu a făcut treabă bună acolo, de el a plecat? Nu. A făcut provizoriu, dar n-am vorbit cu oamenii, eu n-am mai făcut. Am făcut provizoriu, nu se poate ajunge la... Asta termină, luna asta termină. De zi, după aia face. Păi, de asta, m-a întrebat și mine, am spus, trebuie și eu primar. Deci, nu a făcut treabă. Nu, nu a făcut provizoriu, ca să poată circula până la terminarea. Nu știu, anul ăsta se mai curăță răchiță, primarea, nu văd că... Dacă e nevoie, curățăți. De exemplu, eu m-aș apuca acolo la mine, mă nebuc. Ajut și eu, dar trebuie să făcut bucățări. Acolo nu poate să făcut de obicei. Da, dar e aproape tot țară. Cred că de acum mai timpul să ne apucăm de lucrări. Eu lucrez la ele. Nu se poate exact ca la... Eu am adus materialul și am încăbit. Trebuie societate. Avem mai mult. De acum. Deci am promis... Adică ar cineva ceva de adăugat? Dacă mai ar cineva ceva de adăugat la diverse, din cât poate să le spuneți, nu? Nu mai dacă nu mai nimeni nimic. Așa, dăm cuvântul domnului Ivo. Tot invitat la noi. Da, eu. Subțin. V-am prezentat una de vreo. Da, așa. Voi spate, îl dispoeste. Vă aduce societăți care suntem aici. Am dorit să-și luate stipatia și o să se smerie. Vă rog, măcați cu tinea taxe de drum a societăților care sunt pe raza Comunei Balcani. Dar nu pot acum să vă relatez că la Comuna Zemes, societății din Comuna Zemes, sunt la Comunii Zemes, nu plătesc taxe. Și trebuie să vă informați, plătesc cei care sunt voi, care vin la acest, care vin la bine, în cazul meu, mă uitam și acum în hotărârea asta dumneavoastră, chiar nu înțeleg acum. Nu vorbim despre o mașină mare cu graipă, asta e din tonaj mare, cu graipă, cu remorcă, aia. Corect, dar am două ciururi de la petrol, două carosari, care au 7 toni în masa proprie. Încărcat, pot să ajungă 16 toni, 7 toni, 17. Aici văd în hotărâri, dacă o fi valabil asta, hotărârea din data de 5.02.2012. Că ăsta... Nu, mai avem altă. Răbiți v-ați văzut cu formă OG43, MK2? E clar că deci poți să merg cu autovehiculul cu două axe, 18 toni. Avem hotărârii nouă, cred că anul trecut, date cu 7.5 toni. Anul trecut? Da. Înseamnă că eu până anul trecut, nu mă fica prost pentru asta. Dacă nu cumva, cred că 2 ani sunt. Sau 2, nu. E mai mult, da. 2 ani. Practic pentru astea două mașini, până ați dat hotărârea aceea cu 7.5 toni. N-am văzut. Bine, ce m-am prezentat și am putut să iau... Până atunci ai plătit bine, de atunci acolo ai plătit ca prostul. Nu, mă. Până atunci am plătit ca prostul. Nu, da. Păi da, păi dacă ai plătit... Păi da, era și era să din 2012. Și era plătit la mâine. Nu știu, noi suntem cu canul Comuna Zemes. Fiecare, noi am făcut un proiect de hotărâre. Până la alt proiect, trebuie să respectăm pe asta. Nu știu cât material mai ajung, nu cred că plătitul cine știe ce... sumii colosale, dar trebuie plătit. Drumul trebuie întreținut. Uitați, acum drumul pe cap. Deci, nu știu, trebuie deci acum, fără asta nu se practic, poate. Și domnul consilier, nu știu, poate hotărâs în unitate că trebuie să plătesc, nu? Nu, e alt hotărât. Deci este hotărât. Dacă vine vreun consilier cu vreun proiect de hotărâri să nu mai plătească, dar nu se poate, tu să nu plătești altă firmă, că e discriminare și nu e legal. Deci, păi cum? Dar de ce să plătească o firmă să plătească, dar să de drumul ăla nu? De la Zemes cum se poate? E treaba lor. Ia de ce suntem altă comună, probabil că nu vrem mai legal noi. Dar nu cred nici la Zemes. Eu știu că am văzut tot pe o filmare și eu ieși la o ședință.
Dar, da, dacă ies, vine cu vreun proiect hotărât cineva, la probă, nimic. Dar până la următorul proiect hotărât... La Zemeș, mă scuzați că intervin, la Zemeș, din câte știu eu, până la tabără e drum județean. Da, și probabil, nu știu. Sau mai sunt drumuri pe probabil laterale, dar să, dar până la tabără sigur 100.000, dar știi trebuie. E drum județean. Exact, uite, o idee bună. Nu. E drum județean, până la tabără. Până așa. Deci nu-i drum comunal. Se poate face un proiect de hotărâre și depinde dacă se votează sau nu se votează, dacă trece sau nu, dacă nu pleci. Încercăm să facem un proiect. Încercăm să facem un proiect. Trebuie să înțelegem un proiect. Deci, am înțeles. Am mai rugat-o așa, că uitați, că n-am mai spus situația, că am zis, băi, niște lucrări în comuna noastră aici, pentru am adus și oameni, am viață, am mai știut tinagii. Deci să mă uitați, aștept și eu să vă zic, măcar prin PSA, cum se ia, tot așa, sau unde se ia acolo, să ne zic, păi, în lucrare. Asta îmi spune lui domnul Dumnezeu, a fost să lucrează la, să face proiectul, trebuie aviză, trebuie, nu-i ca la Dumnezeu. Spune, tot pentru oameni din nostru, din comun, trebuie să ne gândim un pic. Până la urmă, nu avem probleme după aia, dar banii nu au fost aruncați până acum. PNDL 2. O veni bani? Da. Avem, s-a deschis ofertă. Da. De la așa, domnul Dumnezeu, cred că... Păi înseamnă că am lăsat ce lucrări. La început mai durea cu domnul Dumnezeu. Păi durează, da. S-a alocat bani. Da. Am și plătit, nu știu ce am plătit. Proiectul. Am și bine pe care societății care mai supraviețuiesc la ora actuală, din comuna noastră. Asta ar fi și interesul meu. Dar serios acum. Să mai avem și oameni în comuna să vină. Cum ca să vă gândiți așa? Nu o să mă gândiți așa. Indiferent de activitatea pe care o desfășoară. Nu neapărat. Nu? A fi bine. Pare gata să mai zic la ceva. Se poate să lasă la altul. Mulțumim. Domnul Cionecel, dacă vă rog la început. Da. Succes. Eu am venit mai mult astăzi pentru ca să reglementăm ceva. Am făcut am adus în decembrie o hârtie la dumneavoastră, am făcut niște recomandări. Conform legii 52 din 2003, sunteți obligați ca să în anual să analizați aceste recomandări pe hârtie și dați răspuns să publicați pe internet. Citiți legea singură. La ședință, să știți, orice, chiar dacă nu sunt invitat, adică invitat, neinvitat, particip, orice cetățean are dreptul să discute la orice subiect din ședință. Ca nu vreau să zic. Ca să-mi pe ordinea de zi? Da. Și care sunt pe ordinea de zi? Domnul, știi cum vreau? Doamna secretară, vă rog, e liber să faceți un normativ care să respecte legea 52. Articolul 8 spune clar. Am dreptul orice cetățean. Are dreptul să vorbească, să ia cuvântul la să-și expună punctul de vedere în funcție de orice hotărâre. Hotărârile care le luați dumneavoastră trebuie să fie transparente. Trebuie să reflecte și ce, cum spun eu, dorința mea. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Este legii. Pot să răspund? Vă țineți ideea, da? La nivel să o discutăm, nu în timpul când nu discutăm despre ei. Da, acel nu, se discută în timpul ședinței. Pe baza proiectului, pe baza proiectului. Da, pe baza proiectului. Eu vreau să spun așa, să dai dreptul la persoane care vin la ședință să discute și subiecte. Vă notați în timpul ședinței și la urma diverse, reluăm, pentru că dumneavoastră e de oricare ar fi. Este greșit ce e ce trebuie. Am înțeles ideea. Domnule, zici ce e greșit, pentru că data trecută, dacă m-ar fi lăsat în decembrie să discut problema, probabil hotărârea aia numărul 81 din 15 decembrie nu era dată, pentru că este ilegală, știți, da? Dar nu ne judecăm? Ne judecăm, da. Păi zice ce zice. Da, zice ce spun, eu vă spun că aia e ilegală. Păi ce zice? Nu, 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 nu,
Domnule, este lege este recomandări dumneavoastră, dacă nu le recomandări, dacă nu le respunzi, dacă nu apici, să spui de ce. Înțeles? De ce nu ești de acord? Asta este, dacă sunt spune un alt punct de vedere, un deci asta ar fi un punct de vedere, un deci asta ar fi un... Nu pui nicio problemă. O a doua problemă, să vă notați, doamna secretară, să să sesizați Curtea de Conturi, că aici, la Primăria Balcani, există o persoană angajată fictiv. Ați notat? Da. În ce? În Primăria Balcani există o persoană angajată fictiv, primarul, care ia bani, nu știu cine. Administrator, dar spune că nu ce ne asta înseamnă public. Este, este administratorul public așa, care vine și ia banii și nu face, nu-i vrei, îl cunoaște doamna? Ați auzit că este? Da, este, l-am văzut. Și l-ați văzut? L-am văzut. Când vin, că eu nu-l văd niciodată. Păi, dar nu acasă, vine la primărie. Nu, la primărie. Dar eu acum nu sunt primărie. Dar nu te scoți, nu poate epiterie n-am văzut. A, e Piterena, ce mai joacă? Are program la primărie, are program la școală, are program Piterena. Are program, joacă fotbal? Da. Joacă și fotbal, da? Profesor de sport. Joacă minte, la Piterena. Vă notează, doamna, să sesizați Curtea de Conturi, da? Am notat, să știți că am notat. Da, asta, sesizați Curtea de Conturi. O altă problemă ar fi să modifici organigramul. Da? Luna care vine să modifici organigramul. Să modifică organizarea, la Registrul Agricol și Cadastru, să mai angajați o persoană sau o chiar în calitate, de ce vorbești? Eu fac recomandări. Faci recomandări, dar așa, nu spui mie să nu angajezi sau să nu angajezi. Nu, eu fac o recomandare pentru treaba asta. Nu recomandări, nu trebuie să-mi spui să angajezi. Eu o notare la recomandări. Nu mai servici, vrei să vii să... Nu dai răspunsul acum. Păi, dar eu pot să-ți dau și un pic. Nu dai răspunsul. Dar dacă vrei ca să te angajezi, vrei de la tine. Nu, până am venit la dumneavoastră să mă angajezi. Stai ce-i mură, eu am făcut o recomandare. Dar vă rog, un ton așa. Da, nu, dar nu, să mă lase să discute. Păi vă las, dacă ridicați tonul, nu mă las. O recomandare și la cadastru. Vreau ca să cumpăr teren și mi-mi spune că nu pot să fac așa ceva pentru că nu-i cadastrat. Eu am, vreau să cumpăr teren agricol. Nu contează cât și cum, și în afară de asta cadastrul stabilește domnul foarte bine și zona și drumul de acces. Să știți o chestie, este interesant pentru dumneavoastră. Că asta o stăteam la primul punct despre asta am discutat și am aprobat. Da. Deci se lucrează acolo, la cadastru. Se lucreze și știți cum e treaba, omul să își revină în granițele lui. Asta se lucrează acum în Comuna Balcani. Pentru certul, pentru drumul de zis și în Balcani, știți, la școală Acoroșa și foarte multe ulițe care au intrat pe fiecare abunție. Am vrut să fiți ceva din drumul pentru intabulare, acum, să lucrați. Cadastru. Deci a fost regulamentul, să sesizați cadastru și încă o chestie. Am spus o chestie. Am mai ridicat problema asta. Balastrați dumneavoastră străzile câtuși de puțin. Dom'le, nu este legal ca să ții un șofer să plătești excavatorul celălalt și să nu ridici cupa într-o zi, domnule. Este anormal, domnule. Dar ești sigur pe chestia asta? Sunt sigur că nu. Când scrii poezii pe Facebook, uite și la alte. Da, scrii. Și acum, dacă te duci, scrii fiurița viosului. Creați excavatorul cu cantorul, cu... Puneți-i doamnele la treabă pentru a să se lucrează. Nu-i legal să zic, se lucrează și după program. Foarte bine. Se lucrează. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Atât am avut. Dar să știți. Citiți foarte bine legea, trebuie să existe transparență în luarea deciziilor. Este de la primărie, am avut transparență. Mulțumim, domnul Cenezel, spuneți-vă. Vă mulțumesc. Am dreptul la replică la domnul Cenezel, dar un singur punct. La ceea ce spuneți dumneavoastră, referitor la ordinea de zi, da? Puteți face recomandări la punctul divers, dar nu puteți să facă doar doleanță dumneavoastră, pentru că noi suntem o comunitate, da. Și atunci, fiind o comunitate, trebuie să respectăm toată comunitatea. Dar nu ți-a cerut nimic ca să vă reșești. Nu, dumneavoastră mai înainte a spus că eu ce spun trebuie să faci. Nu trebuie să faci. Sunt recomandări și pe data dacă... Recomandări personale, nu reprezintă. Recomandări, dumne, nu. Personale. Dacă nu trebuie să ținem un pic, era vorbit pe dumneavoastră. Vă rog, la diverse dumneavoastră aveți dreptul să discutați de orice sub punct și de sus, dar la diverse.
referitor la ce puteți veni și cu propunere în ziua respectivă. Citiți legea. Părerea mea. Nu, dar așa mă înțeleg. Citiți legea. Să puteți veni. Citiți articolul 18. Eu înțeleg la diverse dumneavoastră, dar nu la fiecare subtabil de discuții. Eu vorbesc. Vreau să închec. Dumneavoastră puteți veni chiar și cu propuneri, nu fac cu recomandări. Pentru că noi luăm în calcul de la toți cetățenii, nu numai de la dumneavoastră, ai comunii, și propuneri. Spre exemplu, să fac lucruri, eu am văzut că în foarte multe locuri se strâng oameni cu 30-40, vin la consiliul local, de consiliul de domnul primar, pentru că există o problemă la nivel de comunitate, nu la nivel personal. Dacă luăm la nivel personal, noi aici așa suntem 7.000, că suntem, nu putem să ne înțelegem. Nu, recomandare nu trebuie să faci. Dom'le, ca să bagi la o hotărâre, trei hârtii, domnule, identici, semnate de persoane diferite, domnule, cine mai văd, sau o carte, a citit o carte care are trei pagini la fel, domnule. Domnule, este o rușine. Semnător. Semănăm, domnule, semănăm și cu cine? Cu primul ministru la cultură. Lasă politica, domnule, dar și hotărâre, și trei. Domnule, este vorba din hotărâre. 81 din decembrie, în care expunerea de motive este exact la fel ca și raportul de specialitate și cu referatul. Dom'le, dacă dumneata îmi spui cine eu, că trei persoane o scriu la fel. Nu, dar nu secretarul. Dom'le, dar știi cum întreba? Nu se poate asta, băi! Nu se poate să... Haideți, domnul prim-ministru! Nu mai ai cum să spui. Domnul prim-ministru! Domnul Ungreanu, scuze! Deci nu, mai spatele așa! Păi da, de ce am ridicat mâna? Ridicat, da? Deci, care au închis ședința? Nu.